lumea se împarte cumva acum între români care stau acasă, români care merg în vacanță, că se întâmplă să plece și în vacanță, dar știți ce mă gândeam? Dacă noi plecăm în vacanță acum de Paște, ce facem cu animalele de companie? Doar nu le lăsăm singure în casă, nu? Bianca, bună dimineața! Ai tu vreo idee? Bună dimineața! Cum adică ce facem cu animalele de companie? Dacă ne permite hotelul unde ne vom caza, le luăm cu noi. Dacă nu, le aducem pe ele la hotel și le oferim condiții de 5 stele, de la saună, la spa, la masaj și, mă rog, nu știu sigur exact ce primești. Oricum, Teron, care e aici lângă mine, pare foarte încântat și mulțumit cu hotelul unde a fost cazat. Eu cred că este în regulă. Bună dimineața! Mulțumim că ne-ai primit! Da, cum ar drag! Bine ați venit la noi! Mulțumim pentru primire! Cât timp va sta Teron aici? Că pare foarte relaxat. Teron este un client al nostru, nu numai fidel, dar care stă și o perioadă lungă de timp. El are și cursuri de dresaj, este, situația cu el este un pic mai diferită. Am înțeles. Very important pet. Bineînțeles, suntem în holul VIP. Exact. Bun, întrebarea mea este totuși, bună Tara, ești foarte drăguță și cu minte. Mulțumim. Întrebarea este, dacă eu am adoptat, să zicem, adoptat, poate e mult spus că a adopta un animal presupune niște hârtii sau niște vizite la medic. Dar dacă am luat de pe stradă o mâță drăguță sau un cățel și plec în vacanță după 2 săptămâni, pot să-mi cazez mâța sau hotelul aici la hotel? Bineînțeles, bineînțeles. Condițiile sunt foarte simple. Trebuie, în primul rând, animalul va trebui să faceți o vizită la veterinar, din păcate. Da. Adică n-aveți cum să o ratați. Da, deoarece animaluțul va trebui microcipat. Este un aspect foarte important. Schema de vaccinare să fie la zi, dacă nu are, cum ați spus, în cazul în care animaluțul este găsit, îi se administrează vaccinurile. Mai avem ca și cerință și vaccinul pentru tusea de canisă și, bineînțeles, de parazitările. Am înțeles. Internă și externă. Dar cât timp putem să lăsăm animalul? Mă întreb pentru că eu mă gândesc să plec 2 săptămâni în Bali și mă gândesc că dacă o să-mi placă prea mult, poate mai vreau să mai stau 2 săptămâni și nu știu dacă pot să las animalul. Ce pot să vă spun este că ați putea să stați și 2 luni și 3 luni în Bali sau oriunde în altă parte, deoarece noi nu avem un termen limită pentru animăluțele pe care le avem cazate, ba din contră, cu cât mai mult, cu atât mai bine și pentru ele. Și ce pot să vă spun este că da, colegii mei în tot acest timp le vor oferi toată dragostea, toată atenția de care ei au nevoie, astfel încât să nu simtă lipsa stăpânului. Apropo de atenție, dacă avem un animăluț de companie care are un regim special, o dietă, poate ia niște medicamente sau mai știu eu ce alte nevoi speciale, le oferiți aceste, le satisfaceți aceste nevoi speciale? Da, bineînțeles, noi de fiecare dată, la fiecare animăluț pe care îl cazăm, avem o fișă a lui, unde sunt trecute toate detaliile, câte mese are, de câte ori iese afară, ce tratament are, dacă vorbim de un tratament medicamentos, dacă vorbim, nu știu, și de o vitamine sau orice lucruri de genul și respectăm în tocmai indicațiile clientului. Așa, pentru că am venit aici și pentru că mă simt privilegiată, am o curiozitate. Care a fost cel mai exotic animal care v-a trecut pragul? De când sunt eu aici, am prins iepuraș, cazați iepuraș și papagali. Dar, da, avem o cameră specială unde cazăm animăluțe, să zicem, care nu sunt cățeluși sau pisici. E ceva mai special. Am înțeles, să fie mai exotic. Da, exact. Dacă printre voi se numără și persoane care, nu știu, au ferme și sunt miliardari și au cămilă în grijă, mă gândesc că poate puteți să sunați aici și aflați dacă puteți să lăsați sau nu animăluțe. La cămilă nu știu, dar la animăluțe mai micuțe, sigur, discutăm. Mai bine nu, fără cămile. Da. Ava este client fidel, din ce am auzit. Este iubita superbă, noastră. Este relaxată, eu cred că o duce foarte bine la hotel. Bună, Ava, mulțumim este că ne zâmbești. Casă. Ce drăguț! Așa îi spunem. E limpede că avem ce să facem cu animalele în cazul în care vrem să plecăm în vacanță și e complicat să le luăm cu noi. Așadar, le aducem aici. Cum? Șurubel? Dar asta nu pot să spun la televizor. Șurubel, Ava are un mesaj pentru tine. Nu l-am decodificat pe tot, i-am zis că am înțeles ca să nu se supere și să latre și mă întorc după ce îl decodific, mă întorc la tine și îți spun exact ce mi-a zis.